Dacă rețineți sau dacă vă aduceți aminte, în general, românii au votat totdeauna contra. Băi, contra lui ăia, vin alții contra lui ăia, noi vrem să le oferim o variantă să voteze pentru. Și în sfârșit să fie convinși că votând pentru, votează pentru o altfel de Românie și o altfel de politică în România. A precizat Florin Oproescu, liderul Vatra Românească. În urma ședinței, Consiliului Național de Conducere al UVR s-a stabilit și un protocol de colaborare. Vatra Românească a reprezentat o școală de gândire patriotică și naționalistă în societatea românească în ultimii două decenii și jumătate. Partidul România Unită va prelua în programul de guvernare, în oferta către societatea românească, o serie de proiecte și de idei și valori pentru care Vatra Românească s-a bătut 26 de ani. Gândim și simțim la fel și acționăm în aceeași direcție, împingem aceeași căruță, lucrăm la un interes comun al națiunii române. Membrii Vatra Românească își vor găsi locul pe lista națională a PRU la alegerile locale și generale într-o listă fără un algoritm anume. O listă pe care sper să o ornăm cu oameni onești, cinstiți, dedicați românilor și României, astfel încât Partidul România Unită să realizeze un scor bun, atât la locale cât și la parlamentare. Trebuie să schimbăm destinul acestei țări pentru a mai avea un viitor, pentru că viitorul națiunii române este pus sub semnul întrebării dacă vom continua în același fel cum au mers lucrurile în ultimii 26 de ani. Cât despre primăria Târgu Mureș? România Unită va acționa politic în alegerile locale în ceea ce privește primăria Târgu Mureș numai în interesul românilor care trăiesc în Târgu Mureș și nu vom face niciun fel de acțiune politică care să maximizeze șansele ca Târgu Mureș să fie preluat de UDMR. Mai multe declarații puteți urmări după rubrica Meteo.